Elevii școlii gimnaziale Ion Creangă din Suceava se pregătesc să înceapă noul an școlar într-un cadru mai puțin obișnuit, în condițiile în care clădirea școlii intră într-un amplu proces de reabilitare energetică. Conform anunțului făcut de directoarea școlii, profesor dr. Elena Luminița Martiniuc, planurile vizează organizarea orelor în 3 schimburi pe toată durata lucrărilor, în vederea minimizării impactului asupra procesului educațional. La începutul anului școlar, elevii vor participa la cursuri în 2 schimburi, așa cum au fost obișnuiți. Cu toate acestea, când lucrările de reabilitare termică a clădirii vor începe, școala va trece la 3 schimburi. Acest demers are scopul de a permite muncitorilor să efectueze lucrările necesare în condiții optime, fără a perturba activitatea școlii. Primarul Ion Lungu a discutat despre importanța acestor lucrări de reabilitare și a subliniat eforturile depuse pentru a găsi soluții viabile pentru desfășurarea în continuare a activității școlare în timpul lucrărilor. Această abordare proactivă a fost salutată în contextul în care alte școli din țară au fost nevoite să renunțe la astfel de proiecte din cauza dificultăților de a combina lucrările de renovare cu procesul educațional. Valoarea estimată a proiectului de reabilitare energetică se ridică la aproximativ 3 milioane de euro, incluzând TVA-ul. Durata planificată a lucrărilor este de 12 luni, începând de la momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Profesor dr. Elena Luminița Martiniuc, directorul școlii, a subliniat că mutarea elevilor în 3 schimburi și schimbarea orarului vor avea loc numai după ce lucrările vor începe. Eforturile sunt îndreptate spre a asigura că această tranziție se va desfășura cât mai fluent posibil. Speranța cea mai mare este că firma responsabilă de execuția lucrărilor va respecta termenul de finalizare și va asigura progresul eficient al lucrărilor.